Dinspre unde, înspre încotro și cum? Ține un minut degetul pe o sobă fierbinte și îți va părea o oră. Ține o oră în brațe o fată frumoasă și îți va părea un minut. Așa e explicat simplu Einstein relativitatea. Cu adevărat, așteptarea este chinuitoare, ca și degetul pe soba fierbinte, doar că arde sufletul, călindu-l și maturizându-l, în cazul în care ai școala răbdării, iubirii, credinței. Altfel, te aruncă în prăpastia iureșului pământesc. Așteptarea este ca o boală scăitoare de dinți care simți cum încet te scoate din minți. Dacă autosugestia nu este activată, iar credința în urmă lăsată. Dorința te copleșește, te domină treptat. Așteptarea este chiar dureroasă dacă nu funcționează frâna interioară, adică răbdarea, virtutea virtuților, averea averilor, cheia bogăției, belșugului, propășirii, înțelepciunii, nirvanei, fericirii. Răbdare? Dar cine mai are așa ceva? Se mai întâlnește în muzeele antichității, poate în Tibet și foarte rar, o rar de tot, pe aici colea, strântorată la colț. Și oare de ce atâta grabă, atâta zor? Unde, încotro fugim? În viitor? Ratând, de fapt, frumusețea clipei, trăirea sublimă a prezentului, freamătul și suspansul tinereții, adică esența vieții. Probabil vrem să-l renegăm pe Einstein, vrem să anulăm relativitatea și prin aceasta mersul firesc al lucrurilor, adică normalitatea. De ce?